o să invit în fața dumneavoastră pe Brândușa Covalciuc-Ciobanu și pe cele două tinere talentate, pentru că urmează zona Moldovei, zona asta care e atât de... Aici ai veselie, este voie bună, este distracție. Cum se simt moldovenii la ei acasă? Mai întâi vreau să spun ceva. Dragă Paul Ciprian, așa, jumătate moldovean, așa e, strănepod al lui Ștefan, azi cu Clop de Moroșan, așa e, stam cu drag și mă priveam. Cum mă gândeam, cum ți-ar sta cu un astrahan? Sau poate cu o pălărie? Om bun și de omenie. Doamne, dar tu faci și versuri? Oh, bineînțeles! Brândușa, ne-ai doamnelor, dat, bravo, doamnelor și domnilor, să aplauze! Aplaudați-o! Ce vreau să-ți spun? Zona de unde vii tu este foarte frumoasă și foarte interesantă. Te rog, vorbești. Uite cât e... Aveți 16-17 ani. Când... Iar 18 și Anastasia are 14. Povestește-ne un pic. O să iau de la stânga spre dreapta. Teodora. Are 18 ani, este în clasa 12 la Liceul de Artă din Botoșani, studiază vioară, se pregătește pentru admitere la canto, dar ea o să vă spună mai multe despre ea, așa este normal, doar atât vă spun că a venit prima dată la mine când avea 4 ani, am întrebat-o, îți place cum cânt? Și a spus, da, îmi place Adriana Ochișanu. Așa, bravo, te-o lăuda bine. Părinții au adus-o să o învăț să cânte. Am dus-o la profesoara mea, regretata Maria Cojocaru, care i-a pus vioara în mână, studiază muzică. Așa. Când avea vreo 7 anișori, am prezentat-o maestrului Ioan Cobâlă. Așa. Și să știți că, amintindu-mi de maestru Ioan Cobâlă, când, atunci când dumnealui a plecat, când m-ai făcut tu membră Art by Fuego în acea zi, n-am putut nici să mă bucur, nici... Știți cine a plâns cu tot sufletul cel mai tare după maestru? Eram acolo sute de artiști pe care ne-a format, pe care Teodora și cu surioara ei. Surioara ei era... vânătă de atâta plâns. E mai mică, e talentată, face actorie, face... Balet. Balet. Dans contemporan, studiază flautul la Liceul de Artă, a studiat vioară și cântă și muzică ușoară. Acum vorbește tu despre tine, pentru că... Ce aș putea să mai adaug? Sunt o fiică a orașului Hârlău și părinții mei, la îndemnul maestrului Cobâlă, pe care l-am cunoscut la spectacolul de lansare al albumului Doamnei Brândușa, mi-a recomandat să mă mut la Botoșani ca să studiez muzică. Nu mi-a spus el atunci cu ce se mănâncă muzica, că dacă îmi spunea, nu că nu m-aș mai fi mutat, dar cred că o luam mai în serios din prima. Și astfel au fost trei mari piloni... La începutul drumului meu în muzică, a fost, de fapt, patru. Doamna educatoare, care m-a remarcat, doamna Brândușa Covalciuc, doamna Maria Cojocaru, profesoara mea de canto, pe care încă o consider profesoara mea de canto, și maestrul Ioan Cobâlă. Și am pornit așa la drum, părinții mei tineri, eu copiluț, ne-am mutat la Botoșani și... Ce aș mai putea să adaug este că în anul 2017 am câștigat astfel trofeul festivalului de la Iași, Angela Moldovan, în care a trebuit să cânt din repertoriul regretatei artiste. Și ce ai cântat? Am cântat Dorul Măcată pe acasă și o piesă reprezentativă pentru zona mea, dar piesa din repertoriul doamnei Angela Moldovan a trebuit să o cânt în stilul dumneaei. Și astfel a pornit cumva și drumul meu către canto clasic. Am decis să studiez și canto clasic, cânt și muzică ușoară, pentru că m-am decis că e bine să fiu versatilă. Și am fost așa de micuță împărțită pe mai multe drumuri, dar nu regret, pentru că fiecare și-a avut rolul lui. Te felicit, draga mea, și cealaltă domnișoară. Anastasia. Bună ziua și bine Anastasia e mai emotivă. Tu zici că ești ardeleancă, nu moldoveancă. Anastasia este un copil minunat. Eu am cunoscut-o în emisiunile... Știți că eu fac și emisiuni la o televiziune... Locală. Care, nu, e națională. E națională asta? E au național, devenit? De mult. La Botoșani. Da. Mm-hmm.
o televiziune care promovează folclorul adevărat, unde și eu promovez copiii care cântă cu pasiune. Anastasia este un copil minunat, are deja repertoriul ei și mă bucur că ne-am cunoscut. E rândul tău. Am absolvit Școala Populară de Arte la Canto Popular, iar acum studiez pian, sunt în anul 3. La 7 ani, în 2017, am avut plăcerea de a câștiga un concurs internațional, Mărul de Aur, iar tot atunci am avut ocazia să cânt pe aceeași scenă cu domnul maestru Nicolae Botgros. Și la 5 ani ascultai Connector? Păi ascultă fata mea la un an jumate, Lololo. Ce e asta, Lololo? Delia. Ah, ești culmea. Da. Dragi prieteni, cântă pentru dumneavoastră moldovencele cu foc, să zic așa, Anastasia Ciobanu, Teodora Grumeza și Brândușa Covalciuc Ciobanu. Aplauze pentru moldovencele noastre. Eu joc de când mă știu, tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-da, totdeauna șansă știu, tiri-tiri-tiri-tiri-da. Și vouă dacă vă plac și tiri-tiri-tiri-tiri-da, mă învăț pasul cum să fac și tiri-tiri-tiri-da. Hei, auzi! Uite așa, noi câtii doi, hai, am-o acu și voi! Ușor, nu vă curcați, hai, da, mea și învățați-mă, așa! Și n-ai cum să te rătășești când ajungeai să zărești și jocuri cum nici nu gândești. Din bacola să mușești și n-ai cum să te rătășești când ajungeai să zărești și jocuri cum nici nu gândești. Și nici joacă scuturată, da, ăla-i om de lăudat, da, că și eu joc tot așa, da, hai aproape și-ți vedea, da. Hei, auzi, ei, după mine câtii doi, sunt și eu de voi. Ușure, nu vă curcați, da, prea greu mai învățați. Stați alea că mai voi niște să legați ala ochești, că de atâta și mă tut, mult mă mir când nu le-a rupt. Stați alea că mai voi niște să legați ala ochești, că de atâta și mă tut, mult mă mir când nu le-a rupt. Dar și dacă o crapa, tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-da, tata atir linia lua, tiri-tiri-tiri-tiri-da. Și din joc tă nu mă lasă, tiri-tiri-tiri-tiri-da, din trecut îi iau meu pas, tiri-tiri-tiri-da. Hei, auzi mă! Trinainte, trinapoi, strângeți fata lângă voi. Ușurel și a pasat, mă bucur că ați învățat, mă, așa. Gurma era lei mă grăiesc, că prea joc și chimuiesc, și m-ar ține sub zăvor, dar eu joc în ședa lor. Gurma era lei mă grăiesc, că prea joc și chimuiesc, și m-ar ține sub zăvor, dar eu joc în ședa lor. Că eu joc și când mereu, tiri-tiri-tiri-tiri-da, nimănui am nu-i fac rău, tiri-tiri-tiri-da. Și de strășe chimuiesc, tiri-tiri-tiri-tiri-da, pitați să-i înveselesc, tiri-tiri-tiri-da. Hei, auzi! La pământ cu talpa dați, chirișa aveți, nu vă curcați! Mărunța și-a scuturat, când jocul nu-i de lăsat. Și altădată om juca, tiri-tiri-tiri-tiri-da, lumii dragă tăt așa, tiri-tiri-tiri-da. Matei talpa la podea, tiri-tiri-tiri-tiri-da, așa e Moldova mea, pop-pop și numai.
așa,